Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune, Fotoliul cu Ghimpi. Sunt Adrian Simon, suntem în studioul Capital TV, evident, televiziunea pe bună. Invitatul nostru de astăzi, de la Fotoliul cu Ghimpi, emisiunea de promovare electorală, este domnul Adrian Nicolae David, candidatul Partidului Național Liberal pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Bună ziua, bun venit, domnule David! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Salut pe telespectatorii Capital TV. O mică precizare, dar importantă, sunt candidatul Alianței PNL UDMR PNCCD pentru poziția de președinte a Consiliului Județean, susținut de USR Plus. Na, asta n-am mai scris-o pe burtier acum, cum zicea Nobi. Știi, eu vorb ardelean Nobinie, mă. Știi? Așa e Am corect. înțeles, așa e titulatura, dar nu încape toată pe burtieră. E bine că ați precizat dumneavoastră, deci candidatul Alianței, mie mi-e greu să spun toată înșiruirea asta, dar pe buletinul de vot sunteți Alianța PNL. PNL UDMR PNCCD. A, deci Alianța PNL, așa va fi. Da. Sigla Alianței este formată din cele trei sigle alăturate, în formă de triunghi, atât sigla Partidului Național Liberal, cât și a Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, cât și a colegilor noștri de la Partidul Național Țărănesc. De uite că nici pe asta n-am știut-o și bine Da, de e o sigla, suntem pe buletinul de alegere a președintelui Consiliului Județean, suntem la poziția numărul 7, iar pe... 7 e un număr norocos. Doamne ajută, important este să fie norocos pentru județul Hunedoara. Și la consilier județean, la lista de consilier județean, la poziția numărul 10. Am înțeles. Dar acolo sunteți cu PNL la lista de consilier. Nu, tot așa. Tot alianță. Pentru consiliul județean și pentru președintele consiliului județean, deci, a format alianță. Consiliul județean poziția 7. Consiliul președintele consiliului județean cu poziția numărul 7, consiliul județean poziția numărul 10. Numărul 10. Buletinului de vot, da. Am înțeles. Asta ca să știe lumea unde vă găsește în cazul în care îi convingeți să vă voteze. Eu sunt sigur că misiunea noastră va fi una îndeplinită cu succes. Vom obține votul hunedoranilor într-un număr foarte mare. Astea sunt concluziile mele așa la început de campanie, după ce am reușit în ultimele două luni să luăm pulsul din toate zonele geografice ale județului nostru. E nevoie de o schimbare, se simte asta, nevoie de o nouă abordare, de o reformă la nivel administrativ. E momentul ca în 2020, în sfârșit, Consiliul Județean să devină o instituție performantă, o instituție care să lucreze pentru oameni în folosul lor și să mai lăsăm deoparte politica și politicianismul într-un județ care, în loc să lupte cot la cot pentru o poziție fruntașă în regiunea vest, alături de Timiș, alături de Arad, alături de Bihor, Cluj sau Sibiu, noi ne luptăm cu ghilimelele de rigoare pentru penultimul loc cu Gorjul, cu Telormanul, cu astea sunt concluziile statistice pe care le-am cu Vaslui, exact. Astea sunt concluziile statistice, așa cum sunt ele prezentate la Institutul Național de Statistică, pe Eurostat, unde județul Hunedoara, din păcate, ocupă locul 35 în țară, ca și venituri salariale ale angajaților din județul nostru. Suntem pe primul loc la migrație în regiunea vest, în lucruri care pe mine personal mă dor foarte tare și unul din principalele motive pentru care am ales să candidez împreună cu partenerii noștri este exact acesta, de a îndrepta județul Hunedoara pe calea dezvoltării, pentru a fi și noi în sfârșit mândri că suntem într-un județ dezvoltat, cu drumuri bune, cu școli performante, în care oamenii în vârstă sunt respectați, îngrijiți cum se cuvine. Astea sunt misiunile noastre. Nu avem nimic extraordinar de făcut decât să muncim pentru hunedoreni. Aveți o temă de campanie, Hunedoara nouă se numește ea. Ce puteți să-mi spuneți despre lucrul ăsta? Hunedoara nouă, din asta derivă mai multe lucruri sau e doar Hunedoara nouă? Am ales acest titlu pentru platforma noastră program, tocmai pentru a sublinia nevoia de schimbare și nevoia de reformă. Hunedoara nouă este un județ în care, în primul rând, să fim mândri că suntem că îi aparținem, în care valorile noastre tradiționale, potențialul nostru turistic, potențialul economic să fie unul maximizat. Noi am spus Hunedoara nouă tocmai pentru că
punem problemele altfel decât s-a pus până acum. Și o să vă explic în ce constă acest proiect. Primul filon la care ne adresăm noi astăzi ține de educație și eu văd Unedoara Educată în 2024, la finalul acestui mandat, care o să-l începem în 28 septembrie, un județ în care școlile să fie dotate cu tot ceea ce este mai nou din punct de vedere al tehnicii, cu tot ce este mai util pentru a face un învățământ de calitate, ținând cont de situațiile speciale în care ne aflăm acum, de o situație pandemică ce ne face să fim un pic mai atenți cu modul în care interacționăm între noi. Haideți să luăm lucrurile obiectiv, tot așa, statistic. Vă rog. 25% din elevii din România, implicit și din județul Hunedoara, au probleme la coloana vertebrală, datorită sau din cauza greutății pe care sunt nevoiți să o care în spate, în ghiozdane, în fiecare zi copiii. Fie că e vorba de rechiste, fie că e vorba de cărți, caiete, acestea sunt purtate de la acasă la școală și de la școală înapoi acasă, cauzând aceste probleme la coloană, sunt date, repet, statistice. Cred că o primă măsură care trebuie luată și aici Consiliul Județean are un rol activ, punându-se la masă cu Inspectoratul Școlar General și cu primările din județul Hunedoara, prima măsură, cum spuneam, este aceea de a echipa toate școlile din județ cu dulăpioare individuale pentru fiecare elev, astfel încât o parte din aceste rechizite să rămână tot timpul în școală și greutatea purtată în spate să fie una mai mică. Tot din punct de vedere al sănătății, foarte mulți copii au probleme cu dantura și au probleme oftalmologice. De obicei, marele necaz este că aceste probleme sunt descoperite și tratate foarte târziu. Copiii nu spun, părinții sunt ocupați. Se schimbă deja dentiția, intervine exact. Cea permanentă. Costurile de tratament și întinderea tratamentului fiind mult mai mari față de un tratament preventiv. Vom oferi din partea Consiliului Județean, suportate cheltuieli din partea Consiliului Județean, un control oftalmologic și un control stomatologic gratuit. Mai mult decât se face până acum, că și acum există un cabinet școlar. Copiii au dreptul la controle gratuite. Există au dreptul acesta, dar nu sunt încurajați să o facă. Noi, asta vreau să spun, suntem cam pe ultimele locuri la consumul de pastă de dinți. Eu, vedeți, toate lucrurile astea arată că trebuie să intervenim. Instituțiile statului trebuie să ducă un efort conjugat în a rezolva aceste probleme. Iar în momentul în care, sigur, școlile în acest moment, cred că toate sau aproape toate au cabinete școlare, există sau cu asistente medicale. Da, stomatologic. Și părinții, majoritatea părinților se preocupă de problemele astea ale copilor. Dar eu cred că atunci când o vom oferi părinților un cupon pentru a beneficia de o evaluare sau de un control gratuit al la nivel stomatologic al copiilor, putând să aleagă între stat și privat, oriunde doresc ei. A, deci asta e important. Sigur că da. Oriunde vor dori, noi vom deconta suma pe care Casa de Asigurări de Sănătate o decontează pentru clinicile de stat. Uh-huh. Și părinții pot să aleagă împreună cu copiii unde vor să-și facă această evaluare. Vom crește, practic, gradul de luare la cunoștință, dacă vreți, cu starea de sănătate a copiilor. Practic, județului Hunedoara în acest moment îi lipsește această evaluare coerentă a gradului de sănătate și la copii și la adulți. Și vom face toate aceste eforturi tocmai pentru a preîntâmpina multe din probleme care copiii mai târziu se confruntă. Județul nostru, facem o mică paranteză, acum este unul dintre județele care are cea mai mare rată a îmbolnăvirilor de cancer din... Și asta este o mare problemă, o foarte mare problemă, iar când o să discutăm despre Hunedoara sănătoasă, o să vă propunem o serie de măsuri și de investiții care să sprijine oamenii exact acolo unde au nevoie. Acum Hunedoara educată. Astăzi discutăm despre Hunedoara educată. Așa. Dacă vreți și tot ați ridicat această problemă, unul dintre cele mai importante proiecte pe care ni le propunem în parteneriat cu colegii noștri de la USR Plus
este exact aceea de a construi o clinică de îngrijiri paliative. Populația din județul Hunedoara are o demografie ușor îmbătrânită. Mulți dintre bunicii și părinții noștri sunt singuri. Mulți unedoreni sunt plecați în străinătate sau în orașele mari și cred că s-ar bucura să știe că cineva se ocupă în mod profesionist de îngrijirea celor în nevoie, iar o clinică de îngrijiri paliative, pe care o putem finanța din fonduri guvernamentale prin Compania Națională de Investiții și cu Direcția de Sănătate Publică, prin Ministerul Sănătății, evident, este un proiect major pe care ni-l propune să-l finalizăm până în 2024. Să știți că există o intenție fermă și din partea Episcopiei Deve și Hunedoare pentru a se implica în acest proiect. Există un proiect pornit deja de Episcopie în acest sens undeva în Deva pentru a se construi asemenea clinică. Vom analiza după ce vom începe mandatul, care este cea mai bună formulă de lucru pentru ca toată lumea să contribuie în mod activ și astfel timpii de lucru să fie unii mai scurți. Revenind la Hunedoara Educată și la proiectele și la investițiile pe care le propunem, pe lângă aceste controle și pe lângă această evaluare a stării de sănătate la nivelul elevilor, mai sunt câteva probleme care au nevoie de urgentă adresabilitate. Siguranța în școli, rata abandonului școlar și susținerea performanței în educație. Toate aceste probleme sunt tratate, sigur, în acest moment, după metodele pe care le avem. Nu avem siguranță în școli? Păi, în momentul în care sunt școli în care nu știm dacă elevii sunt sau nu sunt la școală, avem școli în care bullying-ul, adică agresivitatea, este crescută între elevi, eu zic că avem o problemă foarte serioasă. Și eu n-am inventat metode de control sau metode de contrapondere la aceste probleme, doar am văzut care sunt măsurile pe care alții le-au luat înaintea noastră și care au dat mult randament. Vom crea programe pilot în parteneriat cu primarii, cu primăriile, cu consiliile locale din județul Hunedoara, în funcție de nevoile punctuale de moment ale acestora, pentru a dota școlile cu sistem de supraveghere audio-video. Asta înseamnă că orice tentativă de violență, de act de violență, va fi mult mai greu de pus în practică dacă există această supraveghere. În plus de atât, părinții pot să acceseze oricând și să vadă dacă copilul este la școală, cum reacționează la învățat, la desfășurarea orelor. Și de asemenea, tot prin un program pilot similar, vom implementa un acces electronic în școală, prin cartele magnetice sau prin aplicații care pot fi instalate pe telefoanele smart. Toți copiii au sau urmează să aibă, prin grija Guvernului României, o laptop, o tabletă sau un smartphone la îndemână, astfel încât să știe că la ora 8 a intrat, la ora 9 a ieșit în pauză să-și cumpere un suc de undeva, la ora 9 și 5 minute, sau mă rog, dau acum niște exemple, a revenit în școală. Controlul, accesul, nu sunt măsuri neapărat de îngrădire, ci mai degrabă o măsură în plus de prevenție. Eu așa le văd în acest moment și îmi doresc în același timp ca să găsim acele soluții de finanțare, pentru că să nu mai existe nicio școală și nicio grădiniță fără pază în județul Hunedoara. Sunt foarte multe școli și grădinițe, da. Sunt foarte multe școli și grădinițe care, din păcate, există o pază, dar nu cred că o doamnă educatoare, îngrijitoare sau un domn profesor poate fi denumit un agent de pază. Ci pur și simplu, n-au contracte cu societăți. Sunt mulți care nu au contracte cu societăți. Poliția locală este insuficientă pentru a asigura aceste măsuri de ordine. Trebuie să ne punem la masă toți să găsim o soluție în acest sens. Părerea că nu sunt bani, domnule. Să găsim bani. Eu cred că dacă discutăm despre siguranța copiilor noștri, acum și eu și dumneavoastră suntem părinți. Sigur. Nu cred că ne gândim la bani atunci când vine vorba despre siguranța copilului. Noi nu. Eu să stau să mă gândesc, oare a ajuns copilul meu cu bine la școală? Oare o fi la școală acum? Oare o fi fugit de la ore cu colegii? Că anturajele
nu trebuie să ne ferim, nu trebuie să vorbim vorbe mari, e clar că sunt probleme și e clar că, deși sunt foarte... Mă rog, pot exista probleme. Larga majoritate a profesorilor își dau toată silința și le mulțumesc pentru asta, totuși mai avem situații de criză cu care la care am vrea să venim cu soluții de prevenție. Am lăsat la final ceva care pe mine mă irită foarte tare. Faptul că în 2020 încă mai avem școli în județul Hunedoara care au toaletele în curte. Nu sunt multe, e adevărat. Mai sunt câteva în zone mai izolate, cu probleme, dar îmi doresc neapărat să fim primul județ din România care nu mai are școli cu toalete în curte și acest lucru ne adică vom ocupa. Nu e niciun județ în momentul ăsta în țara noastră care să poată să zică, domnule, noi nu mai avem nicio școală cu toaletă în curte? Astăzi, la ora la care discutăm noi, nu există niciun județ în care această problemă să fie rezolvată 100%. După 30 de ani, era 89 din 90. După 160 de ani de când se face educație în România, sau mă rog, cred că... Da. 100 de ani de la, nu, de la Marea, de la Constituția din 1923, încă mai avem probleme. Sunt câteva lucruri care trebuie să le facem pentru a oferi șansa copiilor noștri la o educație așa cum se cuvine, o formare care să le garanteze un traseu în viață fără probleme din acest punct de vedere, care să le asigure o educație care să le asigure un loc de muncă sigur, o specializare pe domeniul pe care doresc ei să activeze. Și eu cred că Consiliul Județean are această capacitate de a gestiona toate aceste lucruri, chiar dacă nu există nicio școală, sau, mă rog, în afară de școlile pentru elevi cu nevoi speciale, nu sunt școli în subordinea Consiliului Județean Hunedoara, dar există această capacitate administrativă de a coagula suficiente instituții în jurul Consiliului Județean pentru a rezolva problemele. Deci, școli fără toalete în curte, evaluarea gradului de sănătate și îmbunătățirea lui prin aceste consulturi gratuite oftalmologice și stomatologice, sisteme de supraveghere și sisteme de acces electronic și ar mai fi o chestiune foarte importantă în 2024, prin efortul conjugat al Consiliului Județean, al primărilor, al Ministerului Sănătății, toate școlile din județ să fie dotate cu table, cu table electronice. Cât mi-e mie de dor de mirosul de cretă și de de creta de pe degete de când eram elev și când ne scotea la tablă să scriem sau să ștergem tabla, cu atât mai mult consider că astăzi trebuie să trecem într-o nouă etapă de dezvoltare, de digitalizare, de informatizare a tuturor acestor aspecte pentru a fi în rând cu lumea. Lumea s-a modernizat în jurul nostru, nu a rămas pe loc. Și cred că acest lucru e pe cale să se întâmple, cu siguranță. Bun, asta în cazul în care dumneavoastră veți câștiga președinția Consiliului Județean, nu? Din momentul în care candidez și sunt susținut de 6 partide și există această largă percepție că e o nevoie de o schimbare la nivelul instituției Consiliului Județean, eu cred că plecăm ca favoriți, cred că o să obținem încrederea hunedoreanilor și o să câștigăm alegerile, iar apoi avem foarte, foarte multe lucruri. Educația, din punctul meu de vedere, trebuie să fie prima prioritate, alături de sănătate, alături de probleme din infrastructură, cultura din județul Hunedoara și sportul ar trebui să fie sprijinite și să fie dezvoltate, finanțate așa cum se cuvine. Sunt multe, multe lucruri care au fost efectiv uitate în acești 4 ani ratați de către PSD pentru dezvoltarea județului Hunedoara. Bun, am înțeles. Hunedoara educată. Mi-ați explicat câteva dintre obiectivele pe care le aveți în cadrul acestui program. Mai sunt și altele? Sigur. Există în viziunea noastră o nevoie foarte stringentă de a premia și de a sprijini performanța în educație. Și acest lucru se poate face prin construirea sau prin constituirea unor grupuri de lucru public-private, să atragem alături de noi ONG-uri, să atragem alături de noi societăți comerciale, mari dezvoltatori care să sprijine activitatea asta educațională și de a îi premia pe cei care excelează la ea, astfel încât
să trecem de la faza în care să avem astăzi un abandon școlar destul de important în județul Hunedoara, să trecem mai degrabă la abandon școlar zero sau să tindă spre zero și o educație care să corespundă cu nevoile economice ale pieței. Asta pentru cei mai mari și pentru cei mai mici. Mă bucur că mi-ați mai pus o dată întrebarea asta, pentru că era să uit ceva foarte important. Consiliul Județean are, zic eu, este nevoie ca să fie prezent în fiecare familie din județul Hunedoara, cel puțin în momentul cel mai important pentru cei mici, atunci când pășesc pentru prima dată într-o sală de clasă, în clasa pregătitoare, o să le furnizăm pe cheltuiala Consiliului Județean un ghiozdan și rechizite, și programul se va numi primul ghiozdan pentru cei care merg în clasa pregătitoare, va fi oferit din partea Consiliului Județean Hunedoara. Nu e neapărat că sunt multe familii care nu-și permit. Sunt bugete și bugete. Bun, și sunt nevoi și nevoi. Copiii sau... Astăzi, domnule Simeon, sunt... Vă dau o cifră în mare, rotundă. Probabil sunt vreo 2200, spunem 2500 de elevi care sunt înscriși pentru clasa pregătitoare în județul Hunedoara. Eu cred că un efort de 30, 40, 50 de lei, nu știu cum vor evolua prețurile, pentru fiecare dintre aceste elevi nu este o cheltuială prea mare pentru Consiliul Județean, este mai degrabă un gest simbolic. Fiecare mămică, fiecare tătic, fiecare pitic care merge pentru prima dată la școală, să primească acest cadou simbolic, repet, din partea Consiliului Județean, pentru a arăta și tuturor familiilor din județul nostru care au copii, că îi prețuim, că muncim alături de ei pentru a avea o educație bună și îi sprijinim la fiecare pas. Primul pas înseamnă primul ghiozdan. Primul ghiozdan din partea Consiliului Județean Hunedoara va fi inclus în bugetul pe 2021 al Consiliului Județean și în anul școlar următor va fi implementat, cred eu, cu succes. Am înțeles. Vedeți, noastră, învățământul a devenit obligatoriu până în clasa 10-a, parcă. La 9-10, cred că da. Ceva de genul ăsta, nu mai știu. Știu că învățământul e obligatoriu și gratuit, știu că înainte era până într-a 8-a, pe urmă s-a lungit până într-a 12-a. Nu știu dacă liceul a devenit obligatoriu, dar nu cred. Ideea este următoarea. Cu toate că lucrurile astea sunt obligatorii pe hârtie, există abandon școlar. Chiar înainte ca unii copii să termine acele clase obligatorii. Cum este la Hunedoara și ce ar putea face Consiliul Județean, în speță dumneavoastră și echipa dumneavoastră de consilieri, pentru a preveni aceste lucruri și pentru a face copiii să se uite din nou și cu drag, dar și să poată să-și permită o parte dintre ei să continue studiile. Că asta e scuza pe care nu mai îmi permit să-l duc la școală. Eu nu prea o accept, dar mă rog. Sunt mai multe lucruri care pot fi făcute și sunt mai multe instituții și ONG-uri care ar trebui, de fapt, când discutăm despre o problemă atât de gravă cum este abandonul școlar, eu cred că toată societatea ar trebui să contribuie la îndepărtarea acestui flagel. Eu îl consider un flagel. Vedeți că sunt și mulți care spun, ce-mi trebuie mie școală? De acord. Sunt opinii și opinii, dar eu cred că noi nu putem alege pentru copiii noștri, iar copiii noștri trebuie încurajați să petreacă cât mai mult timp studiind, învățând la școală, alături de colegi, într-un mediu care să devină la un moment dat concurențial, să încerce să dezvolte acest sentiment că vreau să fiu cel mai bun. Într-o colectivitate, eu cred că asta este instinctul și sentimentul care ne face să ne depășim limitele. Dorința de a fi pe primul loc, iar acest lucru trebuie să fie cultivat. Cum îl cultivă Consiliul Județean Hunedoara astăzi? Nu îl cultivă deloc. Nu există, în afară de câteva evenimente punctuale în care se mai premiază cât un elev sau cât un sportiv care într-adevăr a făcut performanță și a făcut-o singur pe propriile puteri, n-a fost sprijinit. Exact. Pe cheltuiala lui, pe cheltuiala părinților, a grupului din care face parte. Noi trebuie să intervenim până acolo. Și trebuie să existe aceste parteneriate public-private sau public-public în care să îi educăm pe copii, dar este un proces de durată. Nu este un proces care să dea roade din prima zi. E în ani, în parcurs, în timp, în care dacă revenim
la un obicei sau la o garanție că un elev bine pregătit are un loc de muncă, că un elev care este strălucitor va putea studia, să-și aprofundeze studiile superioare sau mai apoi doctorale, postdoctorale în cele mai bune universități din lume, din Europa, din lume, de unde vrea să studieze și să naștem acest spirit competitiv în copiii noștri, atunci vom reuși să facem lucrurile cum trebuie. Mai e o chestiune care ține și de capacitățile financiare, corelarea asta a alocației, a plății alocației cu participarea la școală. Acum, modificările legislative ne arată că avem totuși o alocație consistentă pentru fiecare copil și va crește această alocație, sunt sigur, va exista o lege care să o facă să crească, să coreleze cu rata inflației și cu nevoile din piață, sunt sigur de asta și e foarte bine să se întâmple așa. Și atunci, copilul care merge la școală primește și această, părinții pot folosi această alocație, este și asta un imbold de a nu renunța la școală. Bun, asta doar pentru a cumpăra anumite lucruri, mă gândesc. Păi, acum nu sunt sume mari, dar sunt sume care te pot sprijini la un moment dat. Sunt familii cu bugete foarte mici și acolo este problema, cea mai mare a abandonului școlar. Copiii care abandonează școala ca să meargă în câmpul muncii, să muncească, care să se ajute părinții la agricultură. Bun, acum mai sunt abandonurile școlare și în anumite etnii care poate mai nou își permit, dar nu mai sunt interesați. Așa cum spuneam și cum ați remarcat și dumneavoastră, e important ca toată lumea să conștientizeze că există o problemă și toată lumea să lucreze pentru eradicarea acestei probleme. Ținta noastră este, sigur, să avem abandon școlar zero. Cât de mult vom reuși asta, depinde cât de mult ne vom implica. Iar eu garantez că echipa mea, echipa liberală, echipa de la USR, echipa care face parte din alianța PNL-UDMR-PNCCD, va lucra constant la asta și garanția mea constă în numele care avem prezenți pe lista de consilieri județeni, doamna Mate Marta, care este inspector școlar general adjunct, domnul Ilie Perban, care este inspector școlar, profesori de carieră, oameni care și-au dedicat viața pentru a îmbunătăți sistemul educațional din acest județ, sunt parte din echipa liberală și ei, împreună cu mine, oferim această garanție că vom avea programe educaționale care să sporească nivelul de educație, siguranță și performanță în județul Hunedoara. Da, mulțumesc. Mai avem vreo 15 minute de emisiune. Dacă mai sunt și alte proiecte în cadrul acestui prim punct cu Hunedoara Educată sau dacă doriți să trecem la un altul? Sunt destul de multe lucruri despre care merită să discutăm și cred că e cazul ca oamenii să înțeleagă că în ultimii 4 ani instituția Consiliului Județean nu a adus plus valoare județului Hunedoara. Pe mine mă înfurie foarte tare cât de mult au reușit celelalte județe din jurul nostru să se dezvolte, cât de multe lucruri bune au făcut pentru societate, că vorbim de educație, că vorbim de infrastructură, că vorbim de cultură și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri care au fost, investiții care au fost implementate, sunt foarte multe analize făcute și gândiri de viitor. Problema în județul Hunedoara este că odată că lipsesc investițiile, nu există nicio investiție care să fi început și să fi fost finalizată în acest mandat. Fie au preluat proiecte de ale noastre pe care le-au mai dus mai departe, fie au ratat investiții pe toate domeniile. Avem o mare problemă cu implementarea fondurilor europene. Despre asta o să discutăm săptămâna viitoare împreună cu ministrul Marcel Boloș, care va fi ministrul fondurilor europene, care va fi prezent în județul Hunedoara și care vom discuta despre... Poate veniți cu el într-o emisiune. Cu mare drag, dacă ne invitați. Sigur că te-am considerat invitația făcută. Atunci considerați că am acceptat invitația și va fi prezent ministrul fondurilor europene platou capital TV săptămâna viitoare pentru a discuta despre problemele reale. Nu despre ce vedem acum la televizor, că se laudă Nistor sau Bobora cu ce au făcut. Eu vă spun că dacă vom coborâ la nivelul omului de rând, sunt foarte multe neajunsuri. Și dacă discutăm despre fonduri europene, suntem pe ultimul loc în regiunea vest ca și absorție. Este dureros pentru mine să mă duc, cum a fost săptămâna trecută, într-o vizită la prietenul și colegul meu, la Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad,
Și el în birou are o hartă cu cei 293 de kilometri de drum pe care i-am modernizat în 4 ani. 293 de kilometri de drum. E pe lângă cei 160 de kilometri de drum pe care a făcut lucrări de întreținere, adică covoare asfaltice. Da. În comparație, în județul Hunedoara s-au făcut lucrări, nu s-au terminat, s-au făcut lucrări pe 13 km de drum. Cum? Aia de zon, David. Da. Sunt vii și vorbesc cu conducătorii Consiliului Județean Hunedoara, sunați și întrebați să ne spună, doamne, investiții. Pe câți kilometri de drum ați făcut? Ei adică ne tot spun, drum construit nou? Că am avut drumuri construite noi, fie drumuri de piatră asfaltate, fie așa, drumuri asfaltate modernizate. Adică, 13 km? Păi e vorba despre drumul de la Hunedoara la Călan, care are 9 km. Păi, da, și care nu-i gata. E o problemă. Eu am sesizat zilele trecute, îmi cer scuze și eu spun direct constructorului în momentul ăsta. Dom'le, în momentul în care cobori dealul, deci cobori sau urci, da, mă rog. Dealul Hăștatului. Eu vin dinspre Deva, merg pe Hunedoara, da, și eu pe acolo. Cum îl cobori? Pe partea dreaptă, pe sensul de mers, spre Călan. La un moment dat, pe la jumatea dealului, e o porțiune de drum care a fost asfaltat, au spart-o din nou și acum e un fel de criblură de piatră din aia, dar care e atât în acel dreptunghi din asfalt, dar e și pe asfalt și riscul de a se transforma în mici rulmenți cu rol derapant pentru autoturism este foarte mare. Eu mă întreb cum de nu vede nimeni lucrul ăla. E foarte bine că ați ridicat problema asta. Poate se sesizează constructorul sau cei care urmăresc investiția, da, și asta se asta e de vreo 3-4 zile, e tot așa, că tot pe acolo mă duc să văd. Da, domnule, am înțeles, ai pus criblură în ăla. Dar pe drum de ce ai pus? Sau no, de ce s-a luat criblura să ia pe... Deci trebuie urmărit tot timpul. În șantier trebuie să urmărești lucrurile. Criblura cu siguranță sau pietrișul a fost pus în acel decupaj de care e, da, noastră, dar e luat pe cauciucuri și se tot mută pe asfalt. De-aia trebuie cineva din când în când, destul de des. De 4 zile, da, tot așa. Destul de des trebuie măturat înapoi. Și până la urmă, dacă tot ai pus toarnă asfalt acolo pe stela, că, da, da, mă rog, e altceva. E vorba despre acei 9 km la care încă se lucrează, nu sunt gata, și 3 km 800 în parâng, de care nici nu sunt gata. A vestit un, da, drum. Se lucrează, da, de 3 ani la un drum de 3 km și nu e gata. Deci avem o rată de randament de mai puțin 1 km pe an în privința acelui drum județean. Și vestul drumul care zice că... Da, să nu crede întreținere. Aha. Nu crede întreținere, ei spun că au făcut 180 de km, eu știu în ce om că au făcut 160 la Arad. Deci sunt similare, da, cele, da, două, dar n-au nicio scuză pentru că pe partea de investiții că n-au reușit să atragă bani europeni, n-au reușit să aducă din... Cum e posibil ca Consiliul Județean Hunedoara condus de PSD, sub un guvern condus din umbră de Liviu Dragnea, tot PSD, să aibă un singur proiect pe PNDL? Unul singur. Ăsta din parâng de care vă spun eu. Este singurul proiect de investiții pe PNDL. Nu i-a interesat să facă investiții în județul Hunedoara pentru că n-au avut viziune. L-a și zis administratorul public al județului Hunedoara într-o intervenție la televizor că n-au făcut nimic, că n-au avut proiecte. Oamenii au ales acolo ca să aducă proiecte. Eu i-am văzut de nenumărate ori în emisiuni spunând că au tot felul de probleme. Avem probleme. Oamenii ne aleg pe noi acolo ca să rezolvăm problemele, ca să venim. Vine o crainic alături de noastră la televizor. Noastră sunt moderatori, eu sunt crainic și noastră mă întrebați. Cum ați tratat problema asta de pe una doar la cran? Avem probleme. Avem probleme foarte mari. Noi rezolvă-le, că de asta ești acolo. Găsește soluții, du-te la București, bate-te cu ministerele, adu-l pe ministrul care zice că nu se poate aici, rezolvă problemele, schimbă legea dacă nu te ajută. Schimbă legea, fă-o mai permisivă, fă-o mai restrictivă, e important, dar lucrează pentru județul ăsta, nu pentru ca să ne spui tu nouă că ai probleme. Când mergi să ții salariul fiecare lună de la caserie sau ți intră pe card, de ce nu primești mesaj? Nu primești salariul luna asta că ai probleme. Avem probleme. Așa ar trebui. Adică toate astea ar trebui corelate cu performanța pe care o ai. Păi dacă tu ai performanță în investiții, zero. Zero. Stai că vreau să vă întreb ceva. Întrebați-mă. Nu știu exact cum e, dar ca și administrator al Consiliului Județean, ca să fii numit sau ce-i fie acolo, nu trebuie să vii cu un proiect de management? În momentul ăsta, legea făcută de PSD... Sau pur și simplu ești numit. Deci în momentul ăsta, legea făcută de PSD, ordonanța, mai știu cât e numărul, cred că 5, ordonanța cu privire la codul administrativ, spune că ești numit prin dispoziția ordonatorului de credite.
Eu am depus un program de management. Păi zic, nu trebuie să ai un program de management. Nu știu dacă la Consiliul Județean a fost depus sau nu a fost depus. Ideea e... Că e și concurs acolo, am înțeles, la care a fost un singur candidat. A fost, înainte să existe această ordonanță prin codul administrativ, se dădea un concurs pentru post, erau altfel reglementări, s-au schimbat între timp. Ideea e că ești administrator, că ești ce-o fi. Fă-ți datoria. Datoria ta este de a lucra pentru județul ăsta, pe care, oamenii care te-au ales acolo, e să aduci plus valoare, să crești competitivitatea județului tău din toate punctele de vedere. Și cel mai important, la final, oamenii să spună, sunt mândru că sunt aici, pentru că se face ceva. Oamenii să spună că sunt comunități, mai mici sau mai mari, în județul ăsta, în care lucrurile s-au schimbat radical în acești 4 ani. Dar pe ansamblu, când discutăm despre drumuri județene, vine Laurențiu Nistor în 2016, care și atunci, ca și acum, spunea că vrea să fie președintele Consiliului Județean, dar după aia a fugit în Parlament. Mă tem că și acum tot asta vrea să fugă în Parlament, dar de fapt candidează. Că și el și domnul Răzmeriță de pe locul 2 ne-a anunțat că el are locul 1 la Senat asigurat. Candidează la Consiliul Județean doar ca să, cum se spune în popor, să tragă lista după el. Dar, mă rog, nu știu dacă hunedoreanii se vor lăsa păcăliți de această poveste. În 2016 PSD a promis și am dovada pe telefon că vor moderniza toate drumurile județene din Hunedoara. Adică nu va mai exista în 2020 niciun drum neasfaltat. Corect. Păi n-au asfaltat niciun kilometru. Nu pot să se laude cu drumul județean că de 687 capa către Prislop, care e făcut de noi. Licitația finanțară e asigurată de PNL, licitația a fost făcută de PNL, contractul de lucrare semnat de PNL, s-a început lucrarea, ei au venit și au tăiat banglica. Nu pot să spună că e făcut de ei. Să spună că e făcut de ei, dacă el au, adică nu e nicio problemă. Dar mai avem încă 350 de km de drum de care nici măcar nu au întrebat, nici măcar nu s-au îngrijit. Dar ei au promis în 2016 că vor asfalta. Cum să mai au oamenii încredere în ei? Ce îl califică pe Nistor să vină astăzi să spună, domnule, până acum n-am făcut nimic, dar de acum acolo voi face tot. Ar însemna, cum se spune prin popor, să te uiți la un film de 2 ori și să aștepți alt sfârșit. Da. Alt final. Da. Am înțeles. Bun. Dar în afară de... Haideți puțin să vorbim și despre colegii dumneavoastră, dacă nu vă deranjează. Nu deranjează deloc. În afară de doamna Marta Mate, da? Domnul Pârvan. Noi am încercat să alcătuim alianța noastră, am încercat să alcătuiască cea mai performantă listă cu oameni care o să ofere din experiența lor, din modul în care au ales să-și ducă o carieră, să-și trăiască viața, să oferim cât mai mult plus valoare pentru județul nostru. Și dacă vreți, putem să discutăm individual. Avem sigur personalități în domeniul justiției, în domeniul siguranței publice, cum este domnul Traian Berbeceanu sau domnul Marcel Goia care, sau domnul general Vasile Bărea de la Brad, oameni care au fost o viață militari, au lucrat și în administrație. Domnul Berbeceanu este unul dintre cei mai cunoscuți unedoreni, este fostul șef al BCCO, Biroului de Combatere a Criminalității Organizate din Alba Iulia. Astăzi este șef de cabinet al Ministrului de Interne, Marcel Vela. El s-a alăturat echipei noastre, prezintă o garanție asupra faptului că siguranța va fi o prioritate pentru noi. Județul Hunedoara cred că are nevoie de ordine și siguranță. Noi nu vrem să, nici măcar nu vreau să mă gândesc o clipă că am putea avea problemele care sunt acum cu interlop prin București sau prin Vaslui sau prin Constanța sau prin Dolj și vom avea o activitate foarte intensă la nivelul Autorității Teritoriale de Ordine Publică, o structură în coordonarea Consiliului Județean, în acest sens. Ce fel de structură? Este o structură, așa se numește, o comisie de Autoritatea Teritoriale de Ordine Publică. Și ce din care fac parte toți șefii de instituții de care au în ordinea și siguranța în... De ce cu cei cu poliția, de la poliție, jandarmeria, poliția locală, sub prefectura... Ca un fel de comitet din civilă. Asta pentru situații, da? La da, dar este o comisie, este o... Mă rog, autoritatea asta teritorială, domnul public, care mai degrabă nu este operativă, ci mai degrabă trebuie să găsească soluții la nivelul cooperării dintre instituții.
Adică nu are oameni în subordine. Da, am înțeles. Păi sunt fiecare, de la fiecare instituție. Exact, și... exact. Fiecare instituție și aici se fac planuri de pază, se fac planuri de protecție, se fac planuri de dotări cu privire la, sau acțiuni cu privire la viitorul din punct de vedere al siguranței. Poate chiar planuri de intervenție. Sau... Exact. Dacă trecem mai departe, oameni cu multă experiență la administrație, cum e doamna Vetuța Stănescu, care a fost vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, este ministru secretar de stat în Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, este omul numărul 1, mâna dreaptă a ministrului Ion Ștefan, are în coordonare toate marile proiecte de dezvoltare ale României, a contribuit activ la întocmirea planului Reclădim România, prin care se alocă sume impresionante de bani pentru a preîntâmpina o eventuală criză din cauza coronavirusului. E doamna Mate Marta, care excelează în cariera în educație. Sunt colegi din avocați, medici, profesori, după cum spuneam. Din toate mediile am reușit să strângem în jurul nostru pe toți cei care au o gândire pentru dezvoltarea județului Hunedoara, au o gândire de dreapta, care vor să lucreze într-o echipă largă și amplă pentru a putea spune în 2024 că s-a văzut că s-a intervenit corect și la timp pentru a atrage fonduri europene, pentru a crește siguranța și pentru a inversa migrația, adică să se întoarcă acasă oamenii care au ales să plece și să-și găsească un trai mai bun în altă parte. Hunedoara este un județ roșu în momentul ăsta. Nu mai este, de mult un județ roșu. Nu mai este? Nu mai. Dacă ne uităm la ultimele alegeri, și în turul 1 și turul 2 a câștigat Klaus Iohannis, așa că... Asta vreau să vă întreb. Se transformă din 27 în galben? Cu siguranță da. Dacă e să ne referim la la cine va câștiga Consiliul Județean Hunedoara, eu sunt sigur că hunedoreanii nu vor mai avea încredere în PSD, care eu cred că ne-a păcălit și ne-a furat acești 4 ani. În ce sens ne-a păcălit? Eu am sesizat modul lor de lucru. Eu nu spun că n-au făcut lucruri bune. Au făcut și lucruri bune. Și la nivel național și cred că și la nivelul județului Hunedoara sunt câteva lucruri pe care le-au punctat. Dar au făcut astfel încât pe mine, ca eu să trag concluzia, că doar câte un pic au picurat din ce puteau să facă pentru Hunedoara și pentru România. Când nu s-a mai putut, când s-a întins lanțul atât de tare, cei de la guvern au mai pus câțiva lei la salariu sau la pensii. Au mai cârpit câteva drumuri pe aici și pe acolo. Au mai venit la televizor și au mai promis marea cu sarea. Dar n-am văzut o gândire amplă, strategică, pe termen mediu, pe termen lung, să creștem noi ca valoare, să atragem investitori în județul ăsta, să avem locuri de muncă, dar nu de oricare, bine plătite. Eu nu pot să cred, nu vine să cred că nu s-a luat niciun fel de măsură, nici nu s-a dus, domnule, să vedem ce se întâmplă, domnule, în județul Arad. De ce vin ungurii de lângă Seged să lucreze în Arad și nu invers? Ce îi face pe aia să fie mai bun decât noi? Oare au rețele de drumuri mai bune? Oare au facilități fiscale pentru investitori? Oare au, au construit ei hale industriale și le-au pus la dispoziția lor? Că asta au făcut. Dar noi n-am luat aceste exemple. Să le transportăm în județul Hunedoara, să le translatăm în județul Hunedoara și să le implementăm aici. Și astfel vedem că la Sebeș se poate să avem investiții de milioane, sute de milioane de euro. Avem la Alba, avem la Sibiu, avem peste tot, dar județul Hunedoara nu. Doroc cu Florin Oancea, care a reușit în 2 ani să aducă peste 100 de milioane de euro din investiții private și toată stima pentru el, modelul de la Deval vom extinde la nivelul județului Hunedoara. Am înțeles. Ce le transmiteți celor din județul Hunedoara care în acest moment vă privesc la cameră? E foarte important ca în 27 septembrie să mergem la vot cu toții, în conștiința noastră să avem ceea ce e mai bine și ceea ce credem noi că este mai util pentru județul Hunedoara, să analizăm cu bune și cu rele câte s-au făcut în ultimii 4 ani și să aveți încredere că echipa Alianței PNL, UDMR, PNCCD este soluția pentru următorii 4 ani.
în care să avem, prin care să avem locuri de muncă bine plătite, să avem spitale dotate, să avem copii care învață în siguranță pentru viitorul lor și să avem mai mult respect pentru noi, pentru unedoreni. Aveți încredere, vă așteptăm la vot, să fie într-un ceas bun. Mulțumim pentru prezența în emisiune, Adrian Nicolae David, membru PNL, candidat al Alianței PNL-UDMR-PNTCD, am zis bine? Foarte bine. Așa, pentru Consiliul, pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara, succes în alegeri. Domnule David, vă mai așteptăm și altă dată și nu uitați că ați promis că veniți cu domnul ministru în emisiune. Venim cu mare plăcere. În regulă. Stimați spectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV, televiziune pe bune, numai bine.